Trei luni, atât a rezistat Marcus Melvin la CSS Giurgiu, venit la finele anului trecut pentru a-l înlocui pe Derek Thomas, extrema de forță, și a reziliat săptămâna trecută contractul cu echipa de la malul Dunării. Sportivul n-a mai dorit să continue alături de colegii săi după ce nu s-a antrenat deloc săptămâna trecută. După plecarea lui Marcus Melvin, în lotul giurgiuvenilor au mai rămas doar trei jucători străini. Băieții ceilalți trei au fost de acord să vină, Perry, Brian și Chris. Melvin, nu știu, probabil după câte am înțeles ar avea o altă ofertă și și-a dorit foarte mult, probabil ăsta a fost, prin asta l-a mai ajutat și noi, ca să spunem așa, prin întârzierea banilor, să ia decizia de a părăsi echipa. Bineînțeles, acum i-am luat deja biletul de avion, va urma să vedem ce se va întâmpla cu dezlegarea lui de la echipa noastră. În cele 12 apariții în Liga Națională, Marcus Melvin a avut medii de 15 puncte și 5,4 recuperări. Alin Guță susține că toate restanțele financiare la jucători și staff au fost achitate cu ajutorul unor bani împrumutați de la managerul general Smaranda Iliescu. Formația așteaptă în continuare sprijinul consilierilor județeni. Cu ajutorul doamnei profesor Iliescu Smaranda, a făcut un efort extraordinar de a face rost de bani până vor veni banii de la buget. Trebuie, într-un fel sau altul, banii înapoiați și așteptăm bugetul, nu cred că vor fi probleme, până la urmă se vor rezolva. Până atunci, băieții, de fapt, de acum încolo, băieții sunt la zi. Următoarea lună sperăm să nu mai avem aceeași problemă.